Alex Marcel Ciolacu despre taxe și impozite. Vorbim totuși de o descentralizare. Și în momentul acela când eu îmi doresc o descentralizare și mai mare către autoritățile locale și nu vreau eu să impun de la nivel central anumite posibilități și anumite primarii, zona locală, mai ales că, cum știți, am fost la un moment dat viceprimar și îmi doream o descentralizare mai mare. Totuși primarii sunt cei care se feresc de an bun să crească taxele și impozitele locale, în schimb se grăbesc să întindă mâna spre guvern ca tocmai să ceară alte sume tocmai de aceea, pentru a face față cheltuielor. Tocmai de aceea se fac aceste analize și aceste discuții, ca să înțelegem cu toții, care cu toții ne dorim o țară ca afară. Da? Atunci trebuie să ne comparăm cu sistemul fiscal din Europa. Nu mergem să ne comparăm totuși cu o țară foarte dezvoltată economic, cum este Germania sau Franța. Da? Încercăm să ne comparăm cu țările, de exemplu, cu Polonia, țări care au trecut, că au avut cam același istoric ca și România. Dar totuși, liberalii nu vor să renunțe la cota unică, dumneavoastră. Nu mi-au spus nimic liberalii. Acele voci care apar în spațiu public, nici eu n-am spus că trebuie renunțat la cota unică. Eu am zis să facem o analiză, să vedem exact. Acum, întotdeauna mai există și vedete care fac... Cum putem reduce acel decalaj între cheltuielile și veniturile mult, bugetare? Contează foarte mult ce vrea Marcel Ciolacu sau ce vrea Nicuciu, că cred că cel mai important e să găsim soluția cea mai bună pentru România. Și în acest moment... s-a pornit un drum pentru găsirea acestor soluții. Am putea vorbi într-o normalitate cu adevărat cum nu am fost obișnuiți niciunul dintre noi, nici eu, nici dumneavoastră.